Bine v-am găsit, stimațile spectatori, de ceva vreme semnalez cu deosebită îngrijorare, de regulă nu fac din îngrijorare o, așa, o atitudine a mea, pentru că sunt un om cu mult umor, dar de data aceasta se simțesc cu deosebită îngrijorare punerea la cale a unei diversiuni ordinare care ar fi în România a înflorit antisemitismul. Încă o dată o spun, eu știu ce înseamnă în această lume o, un curent care se poate dezvolta pornind din România, potrivit căruia Român românii sunt antisemiti, ba chiar a, un partid aur antisemit a intrat în Parlament, ba chiar a avut loc o demisie din cauza asta, și personalități ale vedete, ale României, sunt amenințate pentru că sunt evrei, evreice. Încă o dată. Dumneavoastră poate nu vă dați seama. Eu îmi dau seama. Eu știu încă o dată ce înseamnă o asemenea diversiune. Este o grenadă care i s-a scos cuiu. Bun, mai spune, nu e. Da, în România nu este antisemitism. De ce ai să fii serios? Nu e. eu nu, nu că, da, a nega faptul că a nega faptul că e antisemitism înseamnă că ești antisemit. Nu e nu. Eu știu ce înseamnă antisemitism. Antisemitism înseamnă o atitudine conștientă, publică, de negare violentă a Holocaustului, de jignirea poporului evreu, de reluarea tezelor care se turc cu cabala, cu la o pe Isus. Cunosc, nu știu, protocoalele sionului, prostiile. Alea. Nu există dacă vreți să știți ce înseamnă antisemitism, trebuie să citiți unele articole în presa legionară sau iudaica al domnului Iorga sau scrierile lui Cuza. Nu. Eu, eu, cred că chiar și în perioada interbelică, pierd o prostie și căi, evrei, nu știu ce, au venit și, au venit și nu știu, ne-au luat nou românilor crismele. Și pe vorba lui, lui Iorga, când ne-a zis lui Cordeanu, bine mă faceți și voi crisme, care-i poveste. Nu înțeleg de ce, adică, bun. Deci, încă o dată, dar și în seara aceasta, când este sâmbătă, o doamnă, pe numele ei Maia o personalitate, o femeie în toată firea, directoare de teatru, o cetățeancă în toată firea, a dat publicității captura unui text delirant, paranoic, semnat de un, nu știu, cineva, Andrei Ilarie, de semnat Andrei Ilarie în numele Aur, da? Nu dă nu antisemitism. Te jegoșene, violență de n dar 2 doi lei, o să venim, nu are ce o să citesc. O să venim, o să băbelim, o să o violez, băfica. Bun. În fața unui asemenea e-mail, chiar primit pe adresa teatrului, un om responsabil, pe care încă mai sper că e Maia Morgenstern, pentru că este directoare de teatru, un teatru care este bugetat, e plătit de noi, este directoare de teatru, este o femeie în toată firea, este o cetățeancă responsabilă și ea știe deci că în momentul în care primești un asemenea e-mail, nu dai imediat publicitate. El a dat publicități, iată ce am primit o de Paști. Adică ea le-a în serios. Unu, există sau nu există Andrei Ilarie? Nu disco, -a, a venit și apoi vine și Simion ăla, vai de capul meu, ce nevoie, că ce cere scuze. Păi există, primul lucru pe care, că Ilarie nu este membru aur. Bun. Păi trimit și eu, uite, trimit și primesc și eu un mesaj din partea unui ungur, Ianoș Blaioș, în care spune, porcule, valah împuțit, o să te călcăm cu calul, noi care suntem aici de mii de ani, sau ce era Semnată unul de mere. Și eu ce fac? Dau imediat publicității textul ăsta. Primul lucru pe care îl fac ca cetățean, dacă sunt amenințat Sunt două posibilități. Eu nu iau în serios. Bun. Dacă sunt amenințat cu moartea, mă duc la poliție. Bun, domnule. Sau dau ca să facă cercetări poate că nu se numește Ilarie, poate că e Ianoș. Dar nu mă grăbesc să dau publicității un asemenea text, în primul rând că este genitor pentru mine. Dar nu-l dau publicitate pentru că, repet, Maia Morganstein nu e o persoană de la, de la Sau nu știu. Este totuși un om responsabil, director de teatru și care a în un e-mail. E, există Andrei Ilarie? Bun, dacă există, să de cine e. Poate unul nebun, poate de la psihiatrie. Și atunci n-am voie să dau eu. Maia Morgăștean este absolut irresponsabil. Ea ar trebui, ea sancționată. Pentru că ea creează o diversiune. Ea scrie, iată ce am primit eu de Paști. Bun, și eu acum primesc și eu în seara asta și spun, iată ce am primit eu înainte de, nu știu, când de a vrea să plec la Sinaia. Deci, dacă dădea cineva publicității în interiorul teatru, dar ea s-a grăbit, fără să facă înainte de toate, gestul te cetățenesc, responsabil, pentru că e vorba de antisemitism, să sune la poliție și păi să înceapă niște cercetări, dacă nu începe ea, care și ea, gogea acolo, da? Deci a de imediat publicități. N-aș fi treserit, pentru că dacă mai Morganstein n-ar mai fi făcut cu ceva timp în urmă, iar una care m-a mirat, adică ea povestește ca a fă la o întâlnire vagă, nu spune locul unde, când, și că acolo, când a intrat, ea a auzit, zicea unul, hai să o facem și de n-a zis că e jidoavcă ea, da? Și ea, după ce povestește asta, comentează tremur, nu se poate. Eu nu cred că la vârsta ei e tremură, că e suficient de matură, încă o dată. Deci mai am Morgenstern. Nare, are, nu, e, are 15 ani, i-a răsărit zambilele și acum zice, au, leu, eu de ce s-a Bănuiesc că de-a lungul timpului s-a mai întâmplat. Dar eu nu am auzit o până acum, o știu pe mai amorgăsesc, o știm cu toți de, de ce nu am auzit tema asta la ea. Și repet, asta, chestia asta, poate că nu venea una din Israel, o actriță și acolo auzea doi români care spunea bă, nu știu. Bun, te -mi, dar tu care te cu în mediul românesc. Noi am la, la revista teatrul, am cultivat, am făcut, a jucat piese de teatru, ca directoare, se duce să întâlnește. Eu atunci antisemit în România? Eu cum am văzut și data trecută, habar n-aveam nici nu conta că e vric. Eu să vă spun, pe mine nu mă interesează, de nu contează că, nu știu, unul este ungur. El meu unuri, e cel meu unor -un pentru mine, da? Că am avut o altă emisiune când era povestea cu Secui, nu mai știu cine era unul de la Udemire și era Secui. Și m-am amuzat o grămadă, dar de ce vreți dumneavoastră să se cui? Și ce să ia se cui? Păi nu, că noi, păi zic, bun, și... De prin ce? De mi se poate că chestiile astea, țigan, că la un moment dat am aflat că, nu știu, mai dacă mai e, nu știu, un mare ONG, unul Vasile Grosu, care e din Găgești, care... Nu știam că Vasile Grosu era țigan, nu știu, repara pantofi. N-am, nu le-am. Și eu. bun. Dar vine și nu are responsabilitate. De spune, bă, e excutare. Da, mă gata. Imediat se strănește un val. Toți, e, acum s-a strănit un val. Uh, cum a putut așa ceva? Bă, da, întâi să văd dacă există și chiar dacă ar exista, dacă omul e normal la cap. Din faptul că un tâmpit scrie asemenea chestii care nu se scriu nici unui român, da, păi, nu, sau unei femei, înseamnă că are o problemă cu capul, le poate la psihiatrie, da. Deci este o diversiune. V-am atras atenția că ea a început, o să vedeți acum, o să vedeți că ce ne paște, deci ea a început în data de 20 întâia, 2021, când un domn numit premierul României, premierul României Florin Câțu. Premierul României Florin Câțu anunță că s-a înființat funcția de reprezentant special al Guvernului României pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului și xenofobiei. Reprezentant este nimeni altul decât Alexandru Muraru, fratele lui șmecherului de la Cotroceni, care face, îi spală rufele murdare lui Iohannis. Ei sunt doi, cei doi gemeni, gemenii fnq că au fost lansați de fnq la de la Iași. Păi, eu vreau să spun că, alu, domnul, am înțeles. Promovarea politicilor memorii. Am înțeles. Deci, se intenționează, nu știu, memoria, holocaustul. Dar să ai un reprezentant special pentru combaterea antisemitismului. Asta înseamnă că înființarea acestei funcții pe lângă premier înseamnă că în România este antisemitism. Și eu că nu înțeleg, vă rog spuneți și mie, dați mi un exemplu de nu din ăla, că sunt niște de adolescenți, s-au îmbătat și le clocoteau hormonii că vine primăvara și s-au dus și, nu știu, au scris pe o cruci sau pe un cimitir acolo evreiesc, nu știu, moarte, nu știu. Nu e antisemitism, antisemitism, antisemitis, ce este, da nici faptul că a, după asta a venit istoria cu președintele acelei a Federației de Ținuturi Președintele, încă o dată, președintele a protestat pentru că, în numele deținuților politici, pentru că o parte din deținuții politici care au fost trimiși în pușcărie ca foști legionari, de către comunist sau că a fost fasciști, nu mai urmau să ia pensie potrivit unei legi de 2 lei făcută de inconștienți și majoritatea psd -ist. Articolul 13, am dat -o, -o. Din, dar omul ăla Ah, și tot Florin Câțu că aici începe pute tot Florin Câțu vine și spune asta a fost atât antisemită băi Florin Câțu mățu nu e antisemitism. Omul și-a luat apărarea oamenilor lui. Deci el are niște oameni care are doi la sindicat, da? Are niște oameni. Și oamenii ăia urmau să nu primească pensie. El n-a zis că nu primesc pensie pentru că evrei nu știu ce au făcut. Nu, au zis, vreau să primească pensie. Bun, dacă cineva scoate o carte acum despre Corneliu Zela, cu înseamnă că în România antisemitism și poate că scoate o cote cu Cornel Codreanu, că i-a plăcut de Cornel la Codreanu. Bun. După, deci, două fapte politice majore puse la cale comise de premierul României, lider al PNL. Punct. Bon. După asta vine ce m uluit, SRI înființează pentru studenții de la SRI un curs democrație și totalitarism unde vor preda Radu Ioanid, Șafir și Muraru, Andrei Muraru, fratele ăsta, cunoscuți pentru credința lor, pentru tezele lor că în România e antisemitism. Deci, încă o dată, Sigur că există oameni interesați să arate că în România este antisemitism. Dar pentru asta trebuie să aduci probe. Nu este Și observ că sunt interesați domnul Helvig, directorul SRI, încă o dată directorul SRI și premierul României. Și un demnit tot o șefă care este mai Morgăștean. Nu-mi dau seama, m-am încercat să văd și eu, l-am sunat și pe Gușe, m-am și pe tucă, mă, și vor mă ăștia. Că e clar că o diversiune, pentru că, repet, băia am e în România, nu știu, mai e bunică sau ce, bunică, nu știu. N-am auzit-o până acum, până anul ăsta, n-am auzit-o. O eu fi zis și ea, că, cum văd românii, nu știu, poate că undeva au auzit, și jidanii, aia, nu știu ce nu n-am auzit-o până acum, pe vremea comunismului, de exemplu, să facă prângere la Toarul și Ceaușescu, că cineva, că ea e în, în România, încă o dată, nu a venit acum, nu știu, am zis, din Israel și deodată, dar și chiar că vine din Israel, știe că sunt și tâmpiți, sau oameni care vorbesc, bat câmpii, dar nu sunt antisemiti, Și care adaug iar un lucru periculos aur, deci aur e partid antisemit. Bă, nu e antisemit încă o dată, din faptul că ăla, unul, Lavric de la ei, a scris o carte despre noi, ca pe care a publicat-o la Liceanu, înseamnă că e antisemitism. Încă o dată, eu știu ce este antisemitism. Și cum să spun, poți să spui că, domnule, poate că în cartea aia trebuia să adaug o cu tare, da? Nu este. Nu, nu, nu este. Antisemitism înseamnă asumarea conștientă a unei politici. Înseamnă să vină ideologie partidului în frunte și să vină și Simion și să spună: Noi vrem să-i dăm afară pe evrei din țară. Noi considerăm că evreii nu știu ce au făcut lui Isus Hristos, dezelelele. Noi credem că o cabală de evrei conduce lumea. Noi credem că bine li s-a făcut cu tare. Bă, Trebuie zi nimic. Și deodată vine unul, Andrei Ilare, toată presa, bă, niciun ziar de pe plan. Bă, da, proști, bă, mă, o există, să fiu al dracului. Puneam acum, acum, dacă conduceam un ziar, nu-i lăsam să doar. uite, 22.51, 51, băieți, sunam la toți. Bă, căutați, sunați-o pe tanti, pe doamna bunică, ce este, Maia Morgăștean, directoarea teatrului, vreți, de stat, să ne spună, unde el să ne trimite și nouă e mail să le identificăm. Și bă, îl, sunăm pe Andrei Ilare, ne ducem la el acasă, dacă o fi din București. Bă, Ilare, are nebunit, ce te-a apucat? Și după asta dădeam, nici un text din presă nu îl spune, doamne, există. Eugen Simon spune că nu e membru aur. Și și mă interesează de pe mine că nu-i membru aur, înseamnă că există. Dacă există Eugen, domnul, domnul ăsta Simion, că e mare sculă la bascule, șef de parte, n-avea acum, spune, bă, interesați-vă mă și voi, cine e ăla? Și să spună, ne cere scuze, și el își cere scuze, mai am, el confirmă și el o chestie. El confirmă încă o dată. Textul ăla și zice: Este un, un nebun. Deci sau nu există, e un tâmpit. Nu pot să fac eu, șef de partid, să vin și să spun, Mai Morgăștean, ne ne în scuze că un tâmpit, un paranoia, un nebun. Un nebun, un nebun. citiți textul. Și cum o să te omor? O să te violesc foarte. Bun stați un pic, eu răspund că sigur că te poți îngrijora, bă, poate vine nebunul și mă îmi violează fica, vorba că fii violează și fica și că o să dau foc la teatru, e un text de demenda. Și tu vii șef de partid parlamentar și e în serios textul ăla? Puteți să spui, domnule, puteai să, do să fii și ironic și ce dacă? Doamna mai am știam, domnule, omul ăla, duceți-vă la psihiatrie cu el. Nu, doamne, nu-ți vine să crezi. Eu, Dian, ăsta, Simion. Gheorghe Simion. Uh, și numele partidului condamnăm. Bă, încă dată nu poți să condamn Mă, gestul, unii, unii de unii nebun, e nebun. Textul de un, e un nebun. Ori nu există, ori un nebun. Că nu e un, nu e un text. E un de lărg. O să vă dăm foc la teatru. Adică un, un text în care rezultă că ăla nu poți să facă nimic. O să vă dăm, O să-ți violez fica și cutare, tare și cu tare, și cu tare. Și o Sunt... Țara e plină de oameni care stau prost cu biblica. Deci asta este, nu știu, ceva e în Eu atrag respectos, atenția, vă atrag uite nu mă ascultă nimeni. Organelor de partii și de stat să nu se joace cu focul. Să nu se joace, Uf, avem având vreun interes, să fie aur, să nu fie Poate că-i supărat ala de la Cotroceni, că au a zis că îl suspendă, dar domnul președinte, cu cizme de vânătoare, din corul vânătorilor. Atenție! Nimic de pe plan intern, nicio bătălie nu justifică o crearea unei idei măcar, unei, unei simbole de idei în străinătate da, că în România a apărut un partid fascist antisemit. Sigur că pe păi, el îl deranjează. Bă, dar încă o dată, dacă Helvig fac ce asta, dacă Câțu fac asta, face asta, dacă acest domn Iohannis face asta și pune la îndoială lovește interesele româniei, nici nu știți ce interese pot fi lovite când se creează imaginea, imaginați-vă ce imagine se creează. Okay. România, oh, cu, mii de probleme, deodată. A apărut și a intrat în Parlament un partid antisemit, fascist, deci a intrat pentru că era antisemit. Nu e antisemit, nu fascist. e fascist, din de un partid de 2 lei, Mă rog, a intrat pentru alte motive. A povestit, o să vedeți, doamna Nausica Mircea, când o să dau interviu sâmbătă viitoare, că unde s-a dus în Franța, a fost candidat al de aia, acolo erau toți din popii, erau cu aur, pentru că aur era și aia din, din diaspora, da? Oia care spală rufe, care și-au găsit în aur un Spun, dar nu, au nu intrat în Parlament, că zice că ni nici măcar nu sunt, nici nu sunt la înălțimea lui Vadim Tudor. Nu sunt. Bun. Deci, deci așa, începe. În România, știre, așa și vedeți, pe toate televiziunile planet în România se dezvoltă a, un curent fascist, antisemit. Uh, expresia acestui curent românii au votat și au obținut 10% un partid antisemit, fascist, general, bla bla bla. 2. În România, o personalitate de Talia Maia pe care o știm din filmul bla 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 bla, directoare, o femeie onorabilă, a primit amenințări cu moartea pentru faptul că este vreică și, deci, mai e un pic și se va declanșa un program în România. Cu ce ne costă. Atât de puternic este antisemitismul în România, încât însuși premierul a simțit nevoia să înființeze o funcție pe lângă el, dându-i o unia din PNL și din Parlament, de reprezentant în combaterea antisemitismului. Mă, oamenii ăștia sunt responsabili. Adică ei se sizează. Nu știu de desubt. Eu cred, eu cred că de desubt, nu, nu știu, e simplu. Având în vedere că în bustăria asta e vărât Andrei Moraru, ăla de la Cotroceni și cu fratesul. Eu cred că ăla de la Cotroceni, care este plin de el, plin de el, a făcut aia, chestia aia cu puieții, repet, ca să arate că are cizme, nu înțelegeți, Doamne, nu înțelege, și puieții, deci eu cred că el, în momentul în care Aura a tot anunțat că îl suspendă, pe el, omul, nu ați înțeles încă atât cât de periculos. Deci există politicieni mari. Ionel Brăteanu. Și sunt foarte multe exemple care spun, domnule, și-a zis ăla, și Brăteanu, care era așa, lăsa impresia că e len, hai mă, dă Da, în... oameni mari, pentru că politicianul zice, bă, ce vrea mă, a ori mă suspend, a, oh, foarte bine, că oricum, măcar dacă vrea, dacă nu vrea să mă suspende, eu se Și atunci a pornit această diversiune în care a intrat Câțu, uh, Eduard Helvig, șeful SRI, Maia Morgenstern, poate nu știu, sub influența lui ăsta, din care se rezulte că în România este antisemitism și foarte ciudat că l-a scris din partea aur și că acest antisemitism este întuchipat de partidul aur și în felul acesta el s-a răzbunat. Domnul, domnul președinte, băi parlamentari, domnul Ciolacu, încă o dată, nu vă jucați cu focul nu știe interesele din plan intern, dar nu merită, nu face. În momentul în care dezvolt în, în afară, din interior, o asemenea pă, opinie, o asemenea imagine, ne-am terminat, băi, oameni buni. Că era ca cu corupția. Și bă, vin eu și spun că, de fapt, Taur nu e antisemitic, că, de fapt, ăla era nebun, gata, știre. Oh, o, personalitate de prin rang a teatrului și cinematografului mondial, Maya în directoarea teatrului evreiesc, a fost amenințată cu moartea pentru că este evreică și într-un text antisemit de o rară violență de un cetățean care s-a prezentat în numele Partidului Aur. Așa spune știrea că vii tu și spui, acum vin și eu și spun, bă, stai, presa e responsabilă, toți au dat textul ăsta și n-au avut unul, băi, un semn de îndoială. Păi, există ilarie ăsta și după textul lui e nebun dacă există. Și atunci pot să fac acolo un asteris la textul lui doamna care ce am primit eu de paști, că ea e cea care a dat semnificație. Că repet, în loc să se ducă la poliție, bă, uite, am primit chestia asta, vă rog să verificați, există ăla, să vedeți și cu el. Și a imediat, gata, a dat comunica peste tot și acum a început o, o bulbuceală, o fierbere și noi stăm și zice și o să ne trezim mâine dimineață, mâine seară, că o să protesteze, nu ambasada, nu știu, departamentul de stat o să ne dea un mesaj că se pune în capăt manifestările antisemite în România. Mă rog, am, că 73, merg pe 73 de ani, dar eu am atras atenția, sigur, și data trecută m-a luat în serios numai gușe, țin făcut la o emisiune, poate nu mai nimeni în serios. Nu, <gântu -i> mă rog, nu, mă m-a luat în serios, nu, eu, și în timpul, și încă o dată. Asta ne mai trebuie. Poate că suntem ca dracu, cum suntem și ca imagine. Corupți, da, nespălați, valahi, așa cum mai suntem și antisemiți. Bine, mulțumesc, la revedere!